Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting. Sunt Ovidiu Alb și împreună cu Dora Purel vă invit să discutăm astăzi despre un subiect care este profund inserat în credința creștină, dar care poate să fie sensibil. Aș vrea să vă prezint în primul rând invitații noștri, Marius și Dorina Brudan, și împreună cu ei am dorit să discutăm despre adopție. În primul rând, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Știu că poate să fie un subiect sensibil, dar aș vrea să vă invit în primul rând să ne spuneți care a fost călătoria voastră și de unde a început toată frământarea în legătură cu adopție. Cum ați ajuns să faceți pasul ăsta? Cred că ar fi bine să menționăm că aveți un fiu de 22 de ani, mulți înainte. Mulțumim! Așa că ați trecut de marea parte a etapelor dificile în creșterea și dezvoltarea copilului. Așa că felicitări! Mulțumim! Întotdeauna am știut că o să adoptăm. Nu, nici vorba. Desfințăm niște mituri azi? Da. Da. În ce ne privește? Am început lucrarea noastră în mijlocul tinerilor și copiilor de la începutul anilor 90. Printre altele, nu doar lucrând în biserică, ci lucrând chiar și în orfelinatele care erau tocmai deschise în jurul Clujului. Am învățat multe, am crescut împreună în lucrarea cu copiii și cu tinerii, am experimentat o grămadă de lucruri din ceea ce înseamnă a învăța copii, a crește copii, cu speranța că la un moment dat, nu cu speranța, cu siguranța că la un moment dat vom crește și copiii noștri. Ei, după 9 ani de căsătorie am aflat că speranța asta e foarte ușor să rămână doar o speranță și că... Biologic vorbind, nu este o certitudine pentru nimeni. A avea copii, chiar dacă este o dorință a fiecărui cuplu, nu este o certitudine. Așa că cred că acolo ne-am început adevărata umblare în ceea ce privește descoperirea modului în care urma să primim un cadou în viața noastră. Au fost zile de antrenament, ani de antrenament în partea asta de lucrare cu copii, de implicare în orfelinate, dar nu a fost genul de experiență în care ne-am dorit, ci pe care Dumnezeu o deschis-o în calea noastră și cum El e un mare master planner care întotdeauna face ceva planificat, asta a fost planul și pentru noi, să ajungem să pricepem cum poți să iubești orice copil, cum poți să te apropii de copii, cum poți să înveți. Și atunci, pe parcursul celor 9 ani de zile, sau a primilor 9 ani de zile, ați început să cochetați cu ideea sau încă nu erați în punctul în care să fie o frământare personală? Nici vorba. Am stat în liniște și am așteptat, făcându-ne, trăind niște ani foarte frumoși, care au căpătat sens cu adevărat abia mult, mult mai târziu. De-a lungul anilor de căsătorie ne-am făcut obiceiul de a face planuri, nu ca și marea majoritate a oamenilor la sfârșit de an sau la început de an, și în concediile noastre de vară. Așa că după câteva zile de odihnă, începeam să visăm ce ne-ar place să se întâmple în viețile noastre în anul care urmează. În vara anului 2001, știam deja clar că nu vom putea avea copiii noștri biologici. Pusese un an plin de tulburare pentru noi. Fusese un an de bătălie în a accepta un adevăr pe care
nu ne-am gândit că ni se va întâmpla chiar nouă. Și a fost vara în care ne-am hotărât ca până la vara următoare să punem înaintea Domnului un an special de post și rugăciune în care să putem să primim liniște din partea Lui în direcția a rămâne fără copii. Sau a face El ceva, o minune în viața noastră, dar dorința noastră esențială și motivul principal pentru declararea postului și rugăciunii astea au fost să primim din partea Lui pace în direcția asta. Așa că, pentru că întotdeauna am fost pentru imaginile vizuale care să ne ajută în călătoria asta, în vara respectivă ne-am adăugat lângă verighetele de nuntă, câte o verighetă fiecare, ca și semn al anului special pe care îl avem. Eram săraci pe atunci, ne-am pus subțirele. Ne-am pus subțirele, ne-am pus de argint, dar ne-am pus ceva care să fie foarte, foarte prezent în viața noastră de zi cu zi. O piatră de aducere aminte. Exact. Și încet, încet, în anul respectiv, am realizat niște lucruri pe care Dumnezeu ni le pusese în cale, care au pus o lumină specială spre subiectul adopție, subiect tabu la pentru început. Noi la început. Și mai ales în anii aceia. Și mai ales pentru că eram într-o societate plină de prejudecăți în direcția asta. El a fost anul în care am realizat că putem să iubim necondiționat ceva ce nu neapărat e al nostru și pe care nu neapărat l-am născut noi. Aveam câine. Ne-am antrenat și cu dragostea față de un animal care... Așa că da, câinii au un rol și pot să aibă un rol esențial în viețile unora dintre noi. Încă mai avem câine. Așa, nu chiar același. Nu același. Da. Cert este că eram foarte hotărâți ca la sfârșitul anului respectiv să dăm jos verighetele. Și le-am dat. Mm-hmm. Și le-am dat jos. Și le-am pus într-un gips. Așa? În care am luat molajul mâinii copilului nostru. Așa că am primit ceva mai mult decât pace. Am primit un cadou pe care, chiar dacă n-am știut ce înseamnă să porți un copil în pântec, am știut ce înseamnă să porți un copil în... Cred că frământarea multora care trec probabil prin situații asemănătoare cu a noastră, frica aia de conexiune, de lipsă de conexiune, cum o să mă conectez eu cu un copil care nu e a nostru, care nu a crescut în burtica mea sau... Da, care până la urmă poate e străin, nu am nicio legătură, n-am avut nicio legătură cu el până atunci. Ce am priceput noi în anul ăsta a fost practic anul nostru de sarcină. Anul în care, așa cum îmi închipui eu, o mamă însărcinată simte că se dezvoltă ceva în ea, are gânduri constante cu privire la copilul pe care îl crește în burtica ei. Tot așa au fost frământările noastre, dar cu un alt fel de semn pe deget, cu un alt fel de preocupare, cu rugăciuni de genul
Doamne, cum mă rog pentru un copil care urmează să se nască, pentru unul care s-a născut deja, pentru sănătatea lui, pentru ce urmează să se întâmple. Au fost frământări din toate direcțiile, foarte probabil la fel cum le ai când simți că crește ceva în tine, în familia ta, dar la noi creștea, că totul e la mod acum, virtual, cumva. Așa că noi am fost însărcinați virtual. A fost un moment în care ați știut sau cum s-a făcut trecerea de la a aștepta să se întâmple o minune și Dumnezeu să intervină biologic, la a adopta copilul, la a adopta practic? Am luat drumul ăsta pas cu pas. Am luat călăuzirea Domnului pas cu pas. Am ales să ținem strict între noi și El gândurile pe care au început încet, încet să se să ia formă, pentru că aveam nevoie de călăuzire, pentru că nu am fost de la bun început hotărâți că vom face, doar am lăsat să vedem cum ne va vorbi Dumnezeu, care va fi modalitatea în care o să ne călăuzească. Și în toată bunătatea lui au făcut-o foarte frumos. Au făcut-o pas cu pas, au făcut-o zi de zi, încurajându-ne să mai facem încă un pas, fără o finalitate, fără să știm finalitatea. Cred că asta a și fost unul dintre motivele pentru că am ales să fie un lucru între noi, între noi doi și El. Vroiam să fie strict drumul nostru. Știm că nu toată lumea face așa. Știm că pentru mulți asta este un vis de o viață întreagă. Pentru noi n-a fost așa. În schimb, a fost cel mai frumos vis care s-a împlinit în viața noastră. Și cu atât mai frumos cu cât nu a fost planificat, dar s-a întâmplat miraculos. Și ar fi foarte, foarte mulți pași și foarte multe minuni zilnice, de la minuni mici la minuni mari, văzute pe televizor, de la răspunsuri pe care doar noi le puteam înțelege, la răspunsuri pe care absolut orice om ar fi putut înțelege că asta este un răspuns pentru noi. Dumnezeu a fost bun și ne-a răspuns așa cum aveam noi doi nevoie. Până la urmă, e o decizie pe care fiecare cuplu, părinți, trebuie să ia în dreptul lor, este viața lor și cred că fiecare știe cel mai bine cum îl călăuzește și cum îi vorbește Dumnezeu. Însă aș vrea să trecem un pic mai departe și să vedem care ar fi obstacolele de care v-ați lovit. Nu știu dacă e... Acum, având în vedere că s-a întâmplat mai demult, probabil că din punct de vedere legal lucrurile s-au schimbat un pic și la noi în țară, dar care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat pe parcursul procesului de adopție și mai apoi? Cum v-au privit ceilalți? Care a fost până la urmă drive-ul? Ce v-a împins înainte să continuați și să ajungeți până aici, până la urmă? Și prejudecățile pe care le menționai mai devreme, nu știu dacă aceste prejudecăți au jucat un rol în decizia voastră de a parcurge acest drum voi doi și Dumnezeu, sau dacă n-a avut nimic de a face cu prejudecățile sau perspectivele celor din poate familia lărgită, poate comunitate, societate, cum spuneai și tu. În ce ne privește pe noi, prejudecăți, ne-am lovit de prejudecăți abia după aceea, pentru că noi am făcut publică dorința noastră când deja am prezentat copilul. Okay. Deci, din pricina asta, nu ne-am lăsat influențați de absolut nicio prejudecată, dar prejudecățile le-am văzut cu copilul în brațe. Și
Probabil că de aceea au fost un pic mai personale și mai dureroase, dar având deja obiectul iubirii în brațe, deci, a fost un pic mai ușor. Care au fost câteva din prejudecățile astea concrete sau obstacole, cum le numeau Ovidiu? Cred că foarte mulți privesc la partea asta necunoscută, că nu știi ce o să primești, nu știi ce o să, cu ce o să ajungi în brațe. La ce vârstă ați adoptat? Ce vârstă avea copilul când l-ați adoptat? Noi l-am văzut prima dată la 70 de zile, la 2 luni și jumătate. Mm-hmm. După perioada de matching... Când am știut că este copilul nostru. Când am mm-hmm. știut că da, el este. Matching-ul a mai durat încă 3 săptămâni, deci practic 3 luni și ceva. Mm-hmm. Iar legea era un pic diferită atunci. Da. Cred că una dintre cele mai mari prejudecăți este frica de atașament și acolo cred că se poticnesc mulți în incapacitatea de a trece peste teama asta că nu o să mă pot atașa de un copil care nu e a meu sau de frica inversă, că copilul nu o să se poată adapta sau atașa de noi ca și, ca și familie. Poate că e o frică reală pentru unii din, pentru mulți oameni. Există o bătălie în partea asta de atașament. Copilul adoptat sau copilul înainte să fie adoptat simte profund abandonul care îl urmărește foarte probabil toată viața. Are această frică de a nu fi părăsit din nou, mai mult sau mai puțin conștient, dar sunt modalități de a trece peste obstacolele astea. Și de a te conecta autentic, mai ales dacă copilul este așa mic. Da, cred că unul dintre cadourile pe care noi l-am primit a fost să fie așa de pruncuț când l-am dus la noi în casă. Pe de altă parte, trauma există indiferent de momentul în care are loc adopția. Trauma pierderii există și se zice că este probabil singura traumă în urma căreia celui care trece prin ea îi se cere să fie recunoscător. Rămâne o traumă pe care o va simți toată viața, în care va trebui să facă față toată viața, în care va trebui să facă față prejudecăților celor din jurul lui, dar este o traumă din care se poate învăța, din care se poate crește, din care poate să iasă lucruri extraordinare și este o traumă care, da, trebuie jelită, să poate trece peste ea și oamenii învață să treacă peste ea. Cum a schimbat relația voastră adopția și apariția copilului? Sau relația voastră unul cu celălalt, relația voastră cu Dumnezeu? Care au fost bucuriile, care au fost provocările? Am învățat ce înseamnă răbdare. Am învățat ce înseamnă să nu încerci să cauți împlinirea unui șablon și să obții rezultate după șablon, să privești ca și o oportunitate fiecare zi în parte, chiar dacă ele nu seamănă, fiecare relație în parte, chiar dacă ele nu sunt așa cum zice cartea că ar trebui să fie. Încrederea că nimica nu este lipsit de sens e o chestie extraordinară și în povestea noastră, faptul că am plecat la drum cu Dumnezeu e cel mai extraordinar
siguranță că totul se termină cu bine și totul are sens și totul este frumos la vremea lui. Greu, dar frumos. Eu cred că am priceput în plus, într-o altă dimensiune care cred că o experimentează orice părinte, inima de părinte a lui Dumnezeu, inima de tată, la care adesea facem referință, adesea o invocăm, de multe ori proiectăm asupra lui imaginea părinților noștri, dar atunci când devii părinte și poate în cazul nostru mai special părinte de copil adoptat, pricepi mai mult inima lui Dumnezeu de a ne vrea înapoi la el, de a ne adopta în familia corectă. Cred că tocmai de aceea suntem ambasadorii schimbării conotației negative a cuvântului adopție. Pentru că o experimentăm cu toții și cel mai mare har pe care îl avem fiecare dintre noi, chiar dacă am crescut într-o familie biologică, am fost adoptați în familia lui Dumnezeu. Este un cuvânt cu sens pozitiv. Nu are nicio conotație negativă. Conotația negativă este ceea ce o dau anumite experiențe pe care unii sau alții le-au trăit și le place să se agațe de ceva. Adopția este un lucru pozitiv. Și este realitatea sub care trăiește fiecare credincios până la urmă. Exact. E modalitatea pe care Dumnezeu a inventat-o ca să ne aducă în familia Lui. N-am făcut nimic extraordinar, doar ne-am uitat la El și am încercat să copiem un pic din ceea ce am văzut că El a creat. Ovi, v-a întrebat mai devreme de provocări și de lucrurile mai dificile din acest proces, dar acum că priviți în urmă la toți anii de care ați avut parte, care sunt lucrurile care vă bucură cel mai tare? Care e cea mai mare satisfacție a voastră ca părinți care ați adoptat? Cred că e cel mai fantastic lucru care ni s-a întâmplat, pentru că l-a adus pe fiul nostru în casa noastră. Îl vedem adult, matur, într-o relație activă cu Dumnezeu. Îl vedem trăindu-și viața de credință în mijlocul societății. Mi se pare că felul în care am ajuns noi să funcționăm ca și familie, nu cred că putea fi altfel dacă ar fi fost copilul nostru biologic. Și la cum îl iubim noi pe el, și la cum ne iubește el pe noi, la cum comunicăm, la cum relaționăm unii cu ceilalți, nu îmi pot imagina că ar fi fost altfel dacă n-ar fi fost adoptat. Cred că menționai mai devreme conotațiile negative ale adopției și toată lumea în general apreciază. Ați avut curajul să faceți pasul ăsta. E privit în general ca o faptă bună, ca un lucru. Suntem eroi. Da, toți. Înțelegem că sunt și anumite provocări, niște stigme care se pun acolo. Ce sfat ați avea pentru ceilalți care nu au adoptat? Cum putem noi ceilalți să privim și să relaționăm cu familiile care adoptă pentru a nu-i face nici să se simtă stingheri, nici să se simtă marginalizați, pentru că nu neapărat din intenții negative, ci neapărat, ci poate pentru că efectiv nu știm cum să ne comportăm, care sunt așteptările celor care adoptă. Cred că sfatul principal e să nu plece de unul singur în călătorie, să se asigure că merg împreună. Că amândoi vor același lucru. Că amândoi vor și sunt pentru asta 100%. E o călătorie pe care o pornești pentru totdeauna.
nu-i o călătorie care există șansa ca la un moment dat să poți să-i pui pauză, așa că trebuie să fii dedicat 100% exact așa cum ești dedicat la atunci când te căsătorești cu cineva. Și atunci aș vrea să parafrazez un pic jurămintele de căsătorie. Eu, părintele tău, intru în legământ cu tine, copilul meu, și îți promit în fața lui Dumnezeu că te voi iubi și te voi ocroti la bine și la greu, în belșug și în sărăcie, în sănătate și boală, până când moartea ne va despărți. Ce frumos! Da, este extraordinar până la urmă cum Dumnezeu poate schimba inimi, relații, poate să aducă vindecare. Și suntem mulțumitori până la urmă că El ne-a adoptat pe noi, pe fiecare, în familia Lui. Mm-hmm. Mulțumim tare mult pentru participarea voastră astăzi. Vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi. Pe curând!